Cel mai mult îmi place să lucrez pe identitatea persoanei cu care lucrez. Și asta mi se pare adevărat și natural. Și atunci ai început să citești foarte rapid oamenii cu care lucrezi, nu? Eu fac o șmecherie la început. Pretind că fac un workshop. Workshopul ăsta e pentru a cunoaște oamenii cu care urmează să lucrez și, într-un fel, și ei pe mine. Atunci îmi dau seama și încep să-mi imaginez niște lucruri în funcție de cine, ce identitate are, înțeleg ce intenții au, ce plăcere au în mișcare și apoi dezvoltăm împreună.